Bună ziua, doamnelor, domnilor! Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local din luna mai. Prezența este atât fizică cât și în format electronic. Domnule președinte, vă rog, preluați conducerea. Bine ați venit! În conformitate cu prevederile articolului 133 aliniatul 1 și articolul 134 aliniatul 1 litera A din OUG 57 pe 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza dispoziției primarului orașului Dărmănești, județul Bacău, numărul 261 din 24.05.2022, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local a orașului Dărmănești și va avea loc în ziua de luni, 30.05.2022, cu prezență fizică sau prin mijloace electronice, începând cu ora 14.30, ședința pe comisii și cu ora 15, ședința în plen, în sala de ședință a primăriei orașului Dărmănești, având pe proiectul ordinii de zi următoarele puncte. Și am avut la mapă proiectul ordinii de zi. În ședința pe comisii toate proiectele au fost aprobate, având aviz favorabil doar o singură abținere. Cred că ar trebui să supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Colegii din online pentru unanimitate. Proiectul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 21.04.2022. L-am avut la mapă, l-am studiat. Sunt câteva mici greșeli de redactare, vă rog să le îndreptați. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate s-a votat proiectul 2. Al treilea, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 17.05.2022. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat în unanimitate. Trecem la punctul 4 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Dărmănești, județul Bacău, pentru anul 2022, inițiator al proiectului domnul primar al orașului Dărmănești. Așa cum am zis, toate cele trei comisii, juridică, urbanism și buget, finanțe, au avizat favorabil. Domnul primar? Da, câteva precizări am să fac, după care rog pe doamna contabil șef să prezinte rectificarea. Este vorba de o rectificare pozitivă, o creștere a cheltuielilor cu suma de 2.567.000 de lei, sumă pe care o luăm din excedent și care o dirijăm spre investiții. În principiu, această sumă este alocată pentru un proiect de asfaltări a 7 străzi. Am avut previzionat la începutul anului o sumă pentru acest proiect, pentru asfaltarea celor 7 străzi. Astăzi vorbim de indicatorii cerți ai proiectului. Avem proiectul tehnic venit de la proiectant cu indicatori în spate și știm exact ce sumă avem nevoie. Ca atare, din excedentul anului 2021, luăm o parte din bani, mai exact 2.567.000, și îi dirijăm spre investiții. Doamna contabil șef, vă rog. Deci, în afară de ce a spus domnul primar, vreau să vă spun că avem la partea de venituri, rectificarea este negativă, în sensul că s-a închis centrul de vaccinare, contractul inițial a fost pe un an de zile și am diminuat suma din buget, exact cu suma care a rămas necheltuită. De asemenea, avem o creștere de 6.000 de lei pe impozitul pe veniturile din transferul proprietăților, sumă pe care o direcționăm către învățământ pentru premianții, pentru copiii care au terminat șef de promoție cu medii mari, deci pentru șefii de promoții, deci pentru stimularea acestor copii. În rest, domnul primar v-a prezentat. Dacă sunt ceva întrebări legate de rectificarea de buget? Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat în unanimitate. Deci, la punctul 5,
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării în anul 2022 a unui sprijin financiar unităților de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, inițiator al proiectului domnul primar al orașului Dărmănești. Toate comisiile juridică, buget, finanțe au avizat favorabil. Câteva precizări și aici. În baza ordonanței Guvernului numărul 82/2021 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult, am demarat procedura prevăzută în ordonanța de urgență, am alocat la aprobarea bugetului pentru 2022 o sumă pentru a putea finanța acest gen de proiect. Am, sigur, demarat, așa cum spuneam, și procedura pentru a înregistra acele cereri, solicitări din partea cultelor de pe raza orașului Dărmănești. Avem astăzi o primă etapă a acestui pachet de finanțări pe ordonanța de guvern 82 și este vorba de trei alocări pe care le facem. Una este vorba de 37.485 alocat pentru parohia Lapoș pentru a se putea plăti proiectul, faza DTAC și PTH pentru un ansamblu ecleziastic care practic va fi o capelă mortuară la biserica din satul Lapoș. Deci cu această sumă plătim 90% din valoarea proiectului. A doua finanțare o alocăm pentru Biserica Izvorul Tămăduirii. Este vorba, Dărmănești, este vorba de 50.000 de lei și reprezintă 50% din valoarea unui teren în suprafață de 2.000 de metri pătrați pe care biserica îl dorește să-l achiziționeze în vederea lărgirii, extinderii cimitirului actual. Deci, la momentul actual, cimitirul este aproape plin și nu mai sunt locuri acolo și pentru a putea să creăm confortul necesar, achiziționăm acest teren. A treia finanțare este pentru protopopiatul Moinești, în valoare de 50.000 de lei, în vederea finalizării unui proiect început cu ceva ani în urmă, executarea lucrărilor de amenajare în interior, montarea de mobilier, lemn, corpuri de iluminat și aparatură electronică, ne spune aici în solicitare părintele Protopop. Sigur că și la protopopiatul Moinești se fac eforturi pentru a finaliza clădirea, corpul central al protopopiatului care va fi sfințit în septembrie. Deci este primul calup de alocări. Sigur că ne dorim să mai facem o sesiune în, august-septembrie și încercăm în vederea posibilității și în măsura posibilităților noastre să asigurăm strictul necesar pentru toate cultele de pe raza orașului Dărmănești. Dacă aveți ceva întrebări legate de punctul numărul 5, supunem la vot punctul numărul 5 pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? O abținere, eu. Abținere. Deci o abținere și... Da? Da. Mergem mai departe. Punctul 6. La punctul 6, proiect de hotărâre privind participarea orașului Dărmănești la programul finanțat prin PNRR în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR 2022-C10 L14, componenta C10, fondul local, asigurarea infrastructurii pentru transportul verde, piste pentru piste din Planul Național de Redresare și Reziliență. Inițiator al proiectului domnul primar, comisiile juridică, urbanism și buget, finanțe au avizat favorabil. Domnul primar. Este vorba de un nou proiect finanțat prin fonduri europene și mai exact este vorba de componenta C10, asigurarea infrastructurii pentru transportul verde, piste pentru biciclete. Noi am accesat toate axele deschise până în acest moment, până la acest moment și sigur pe componenta C10 propunem 10,8 km de piste de biciclete împărțite în două tronsoane, un tronson cu lungime de 7,1 km și cu lățime de 1,5 și al doilea tronson de 3,7 km
cu o lățime de 2,4. Practic, cu acest proiect pe care noi îl depunem pe componenta C10 pe PNRR, am reușit să consumăm întreaga alocare aferentă PNRR, componenta C10 pentru orașe. Știu că până la sfârșitul lunii parcă este termen de depunere pe componenta C10. Noi cred că mâine, poimine, vom încărca și acest proiect în așa fel încât să intrăm în linie dreaptă. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt, mulțumesc. Sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate. S-a votat. Trecem la punctul 7 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, reabilitare străzi de interes local. Strada Stejarului, strada Chimiei Parțial, Armoniei, strada Prieteniei și Florilor, strada Nemira Parțial și Arțarilor în orașul Dărmănești, județul Bacău. Avizează comisiile, toate au avizat favorabil. Domnul primar. Sigur că din totdeauna am spus că prioritate zero pentru noi este modernizarea infrastructurii rutiere. Și astăzi venim cu un pachet de 7 străzi, așa cum le-a amintit domnul președinte, strada Stejarului, Chimiei Parțial, Armoniei, Prieteniei, Florilor, Nemira, Arțarilor, pachet care va fi finanțat din bugetul local. Rectificarea care am făcut-o mai devreme a venit să completeze din excedentul pe care l-am înregistrat la 31 decembrie 2022 din economii să finanțeze acest proiect care este undeva spre 4 milioane de lei la acest moment. Sper să nu crească datorită inflației și datorită jocului pieței la materiale. Ne dorim ca cele 7 străzi, pe lângă ce avem la momentul ăsta în lucru, să le finalizăm până în septembrie, cel târziu octombrie 2022. Deci este un pachet de străzi, așa cum spuneam, modernizat cu rigole și ce mai e necesar acolo, din bugetul local. Dacă sunt întrebări, dacă nu mergem mai departe. Supunem la vot punctul 7 al ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, s-a votat în unanimitate. Trecem la punctul 8 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al OAT Oraș Dărmănești al imobilului Complexul Sportiv Uzu, număr cadastral 335/5, situat în strada stadionului numărul 7 al orașului Dărmănești, județul Bacău. Toate cele trei comisii, juridică, urbanism, buget, finanțe, au avizat favorabil. Domnul primar. Complexul sportiv Uzu, bază sportivă, așa cum o cunoaștem noi, ne dorim să o modernizăm și am depus o solicitare în acest sens la Compania Națională de Investiții. Ne dorim să avem o bază sportivă de ultimă, să zic, generație și pentru a putea înscrie acest proiect la Compania Națională de Investiții este necesar ca această bază sportivă să fie în inventarul domeniului public al OAT-ului. La acest moment face parte baza sportivă din inventarul domeniului privat. Pentru asta am propus acest proiect de hotărâre, să trecem din domeniul privat în domeniul public. Noi cererea am înregistrat-o la Compania Națională de Investiții. După ce vom aproba acest proiect de hotărâre, vom solicita la Cartea Funciară trecerea din domeniul privat în public și sigur că vom obține extrasul de carte funciară, îl vom transmite la Compania Națională de Investiții și vom intra în etapa următoare. Deci, practic, dorim să modernizăm baza sportivă cu bani de la Compania Națională de Investiții și, repet, pentru acest deziderat trebuie neapărat să baza sportivă să facă parte din domeniul public. Dacă aveți întrebări. Dacă nu mai sunt întrebări sau discuții, trecem la, supunem la vot, punctul 8 al ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri și colegii din online pentru? Da, unanimitate.
Trecem la punctul 9 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al OAT orașului Dărmănești, obiectivului de investiții, lucrări de construcție a infrastructurii de prevenire și protecție împotriva inundațiilor pe râul Dărmăneasca, oraș Dărmănești, județul Bacău, obiectiv de uz și interes public local. Au avizat comisiile juridică, urbanism și buget finanțe. Domnul primar... Este vorba de pârâul de la Dărmăneasca, obiectiv pe care l-am modernizat cu fonduri europene și în baza ghidului de finanțare și a angajamentelor pe care le-am semnat cu finanțatorul, după încheierea obiectivului de investiții, trebuie inclus acest obiectiv în domeniul public al UAT-ului. Sigur că noi am încheiat cu ceva timp în urmă, circa două săptămâni, am făcut procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, practic am închis acest proiect și pentru a putea să ne, asumăm toate acele angajamente pe care le-am făcut la scrierea proiectului și la obținerea finanțării, trebuie să dăm această hotărâre de Consiliu prin care obiectivul de investiții pe care l-am dezvoltat pe pârâul Dărmăneasca să treacă din domeniul privat unde este acum în domeniul public. Dacă sunt întrebări? Dacă mai răspunde la cei de la drumurile naționale privind trecerea pe sub... Deocamdată nu avem un răspuns, dar știu că se lucrează la el. Adică ni s-a spus că va fi finanțat și acel podesc și acolo ca să poată să crească capacitatea de preluare a apelor. Deci noi ne-am asigurat că va fi prins obiectivul lor în lista de investiții anului 2022. Mai sunt și alte întrebări? Dacă nu, supunem la vot punctul 9 al ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat în unanimitate. Trecem la punctul 10 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al UAT Oraș Dărmănești în domeniul privat al UAT Oraș Dărmănești a imobilului clădire C5 zona P, compusă din magazie 1, magazie 2, magazie 3, magazie 4, camera centrală termică, situată strada Dumbravei numărul 7, orașul Dărmănești, județul Bacău, în vederea desființării. Inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Toate cele trei comisii au avizat favorabil. Este vorba de o parte din clădirea Corp C5, care este amplasată în strada Dumbravei numărul 7. Corp clădire care a fost expertizat în vederea dezvoltării unei investiții cu fonduri europene. Și în urma expertizei, o parte din acest corp de clădire, care include și magazinele enumerate de domnul președinte, nu corespund normelor în vigoare și trebuie demolate. Pentru a le putea demola, trebuie să trecem mai întâi aceste părți din clădire, din domeniul public în domeniul privat. Ceea ce facem noi astăzi este să trecem acele magazii din domeniul public în domeniul privat, să declarăm încetarea uzului și interesului public pentru aceste părți de clădire și să radiem din inventarul privind bunurile ce aparțin domeniului public corpul de clădire amintit mai sus, ne însușim raportul de expertiză și sigur că se aprobă emiterea acordului privind autorizația de demolare. Practic sunt niște magazii acolo care sunt într-o stare avansată de depreciere și dincolo de faptul creează un aspect care deranjează, încurcă foarte mult acolo, pe acele terenuri pe acel spațiu vom gândi o baie, pentru că nu este o baie pentru cabinetul medical corespunzătoare. Deci le demolăm și vedem în spate ce trebuie făcut. Dacă sunt întrebări, privim punctul 10. Dacă nu, supunem la vot punctul 10 al ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat în unanimitate. Trecem la punctul 11 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 37 din 25-10-2013 privind aprobarea regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public și privat al orașului Dărmănești,
și de intervenție în caz de avarie la rețelele tehnico-edilitare. Avizează toate cele trei comisii favorabil. Inițiator al proiectului este domnul primar. În 2013 am fost în calitate de consilier inițiatorul acestui proiect de hotărâre care viza modificarea sau eu știu condițiilor de intervenție pe domeniul public și privat al UAT Oraș Dărmănești și atunci am stabilit de comun acord cu colegii un regulament care mulți ani și-a făcut treaba. Din analiza pe care am făcut-o în ultima perioadă am constatat că prețurile care erau prinse în acel regulament privind refacerea zonelor afectate și vorbim aici de zone asfaltate, de străzi, de trotuare betonate sau pavate, de intervenții în zonele unde avem pășuni și noi am contractat, am făcut contract de concesiune cu diversi crescători de animale, acele prețuri pentru refacere erau foarte, foarte mici și cei care făceau, mă refer la societățile care făceau lucrări de intervenții, fie la rețele de utilitate, fie la, eu știu, diverse proiecte care le aveam în derulare, preferau să nu mai facă refacerea și să ne verse în cod acea garanție care era sub orice fel de necesar. Și practic astăzi venim să reactualizăm acele garanții și acele costuri care duc la refacerea zonelor afectate de diverse lucrări și să nu mai mergem pe varianta de a încasa noi o garanție care astăzi acoperă doar 25-30% din necesar. Deci, practic, prin această reactualizare, noi am updatat prețurile din acea garanție la prețurile pieței, în așa fel încât, dacă constructorii aleg să nu mai refacă zona afectată, noi cu banii din garanție să putem contracta o firmă și să facem aceste lucrări de refacere. Doi, aveam câteva lucruri care trebuiau neapărat completate. De exemplu, în proiectul de hotărâre din 2013 nu aveam prinse acolo trotuare pavate. Între timp au apărut și alte elemente pe raza orașului Dărmănești, trotuare pavate și așa mai departe, care sigur că în momentul în care se intervenea acolo nu aveam metodă de calcul. Este un regulament care, repet, vine să facă ordine și mai mult decât s-a făcut până acum la cei care intervin la, eu știu, fie la rețelele de apă, canal, gaz, telefonie și așa mai departe, fie la diverse lucrări care se fac pe domeniul public sau privat. Dacă aveți întrebări? Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru, împotrivă, abțineri, s-a votat în unanimitate. Trecem la punctul 12 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare târg săptămânal din orașul Dărmănești, județul Bacău, inițiator al proiectului domnul primar, toate cele trei comisii au avizat favorabil. Este un proiect care, la care a muncit domnul viceprimar și cred că ar trebui cel puțin co-inițiator să fie la acest proiect. Vizează la fel buna funcționare și organizarea târgului săptămânal. Spuneam că de fiecare dată noi trebuie să adaptăm aceste regulamente la legislația în vigoare, la nevoile, la cerințele celor care vin la târg, fie că sunt comercianți, fie că sunt simpli cetățeni și astăzi, prin acest regulament, propunem o mai bună organizare a târgului, regulamentul venind cumva și făcând ordine în multe, multe puncte pe care noi sau la care noi eram vulnerabili. Sigur că la articolul 2 aprobăm și un plan de sectorizare, mai exact, pentru că am avut de foarte multe ori discuții cu comercianții că ei nu vor să stea într-o anumită zonă, deși el ar trebui să se încadreze în sectorul industrial, el preferă să stea în altă parte, mai în față, mai în spate, mai
la stânga, mai la dreapta. Practic, acest plan de sectorizare vine clar și stabilește fiecare unde are competență să-și vândă produsele. Aprobăm și un model de legitimație, pentru că cei care, din cadrul aparatului de specialitate a primarului, care merg să controleze, de foarte multe ori au fost întrebați cine sunt și dacă au o legitimație. Astăzi venim și cu un model de legitimație. Deci, dorința noastră este, prin acest proiect de regulament, să facem ordine și disciplină mult mai mult decât am făcut până acum. Dacă aveți întrebări... Că nu sunt întrebări, supunem la vot punctul 12 al ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat în unanimitate, 17 voturi. Trecem la punctul 13 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei numărul 1 la HCL numărul 14 din 31-1-2022 privind stabilirea nivelului salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești și al asistenților personal, care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2022. Comisiile juridică și buget finanțe au avizat favorabil, fiind doar o singură abținere. Domnul primar. În anexa numărul 1 de la hotărârea de Consiliu din numărul 14 din 31 ianuarie, practic au fost aprobate nivelul salariilor de bază pentru funcționarii publici, personalul contractual și așa mai departe. N-am aprobat mare lucru pentru că printr-o hotărâre de guvern au fost plafonate aceste venituri la nivelul lui 31 decembrie 2021. În schimb, în această anexă au fost omise câteva poziții. Noi am lansat niște concursuri acum câteva zile și una din pozițiile vizate pentru concurs nu apărea în această anexă. Mă refer la inspector debutant, cred că în cadrul serviciului impozite și taxe. A fost omis la momentul 31 ianuarie 2022. Postul a fost vacant până acum, n-a fost niciun fel de probleme, dar pentru, în ideea în care acel post se va ocupa prin concurs, va trebui să oferim și salarizare și venim să completăm anexa 1 la hotărârea numărul 14 din 31 ianuarie 2022. Dacă aveți întrebări. Colegii din online? Da. Supunem la vot punctul 13 al ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Da, o abținere. Doamna Verde și Mirela, o abținere. Trecem la punctul 14 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului intern privind acordarea voucherilor de vacanță personalului angajat în cadrul primăriei orașului Dărmănești, județul Bacău. Toate cele trei comisii au avizat favorabil. Inițiator al proiectului este domnul primar. Domnul primar, aveți cuvânt. Sigur că prin ordonanța de urgență care plafona veniturile, sau în ordonanța care plafona veniturile, era stipulat și faptul că în 2022 angajații din cadrul OAT-urilor pot beneficia de vouchere de vacanță. Pentru a putea acorda aceste vouchere de vacanță, este nevoie să aprobăm un regulament, cum se face plata acestor vouchere, când, unde, cine beneficiază și așa mai departe. La articolul 1 aprobăm acest regulament intern privind acordarea voucherelor de vacanță, după care, conform anexei, după care, sigur că, în funcție de discuțiile pe care le vom avea cu serviciul economic, vom trece și la alimentarea acestor carduri pentru cei care vor să meargă în vacanță. E un regulament care trebuie aprobat pentru a putea merge mai departe. Sunt discuții pe acest punct? Dacă nu sunt discuții, supunem la vot punctul 14 al ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate a fost votat și punctul 14 al ordinii de zi. Trecem la punctul 15 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind recompensarea elevilor șefi de promoție din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de pe raza UAT Orașul Dărmănești în anul școlar 2021-2022.
Comisia juridică și buget finanțe au avizat favorabil. Domnul primar. În fiecare an am recompensat performanța și în acest an, în urma adreselor transmise de către directorii școlilor de pe raza orașului, am centralizat acei elevi șef de promoție și propunem acordarea unei recompense în cuantum de 1000 de lei pentru fiecare șef de promoție din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de pe raza orașului Dărmănești, spunem noi conform anexei care face parte din prezentul proiect de hotărâre. În fiecare an alocăm această resursă și în acest an, în limita resurselor pe care le avem, propunem 1000 de lei pentru fiecare șef de promoție. Dacă sunt discuții, dacă nu, supunem la vot punctul 15 al ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat în unanimitate. Trecem la punctul 16 al ordinii de zi, diverse. Cine dorește să se înscrie la punctul diverse? Înainte de a da cuvântul colegilor, vreau să vă anunț că joi, cu ocazia înălțării, pe raza orașului Dărmănești, la fiecare monument, vom face niște slujbe de, nu organizăm noi nimic, ci se vor face niște slujbe de pomenire a eroilor neamului, începând cu ora 14 la monumentul din centrul localității, da, și vom continua și la celelalte monumente, cimitire, ce avem noi pe raza orașului Dărmănești. Mulțumesc! Întrebări dacă sunt din partea. Cine s-a înscris la cuvânt? Da, s-a înscris domnul Palaș Constantin. Eu aș vrea să vă întreb, e un proiect de hotărâre la care se lucrează pe timp construcțiile în orașul Dărmănești. Da. Știu că lucrează comisie de specialitate din Suboi pe Acumarului și dacă am putea cumva să concentrăm lucrurile, poate până la ședința următoare. Am avut o discuție împreună cu dumneavoastră și cu ceilalți colegi, am avut cu arhitectul șef, am promovat acel proiect de hotărâre, trebuia să fie astăzi pe ordinea de zi, numai că legislația spune că trebuie să fie în dezbatere publică. Și atunci trebuie să, da, la ședința din iulie, pentru că este un proiect de hotărâre care trebuie să aibă parcurse etapele de dezbatere publică. Vizează niște lucruri care sunt prinse și în planul urbanistic general nou care va fi avizat în toamnă, vis-a-vis de cum se construiește în Dărmănești, ce coloristică, ce distanță față de, eu știu, trama stradală, niște reguli care vin să facă ordine în plus față de ceea ce am avut noi până acum, dar, repet, fiind un proiect care are impact asupra tuturor celor care construiesc, trebuie să fie în dezbatere publică. Și m-am consultat cu domnul arhitect șef. Repet, el inițial a fost la MAPA și să nu ne conteste cineva că nu a parcurs etapele de dezbatere publică, am preferat să rămână pentru luna iulie. De ce va fi dezbatere publică și oricine? Dacă sunt, eu știu, elemente de îmbunătățire, cu mare drag. Atât, domnul Mare. Da. Da. Aș vrea să vă consult într-o problemă. Acolo, la Dărmănească, unde intră pe strada Valea Malului dinspre Comănești, se strâng atâtea mizerii, nu știu ce. Acolo e și stația microbuzului care vine de la Comănești. De multe ori sunt, am văzut autoturisme parcate, scurturi, scrumiere, aruncă de plină. Exact, vă dați seama, unde mă oprește microbuzul la intrare. Aș dori cu o propunere. Haideți să vedeți dumneavoastră cum faci. Eu zic să facem un schelet așa de un fier de tun, cu un sac menajer, pentru început să vedem. Dacă nu, aș vrea prin alternanță să fac niște camere. Trebuie sancționat unul cu aia. Vă spun câteodată acolo chiar e urât. Da, o să rog pe domnul viceprimar să noteze asta și să vină cu o propunere concretă. Fie adică, eu am zis așa. Eu știu, fie poate, fie... deci stația de autobuz, poate pentru început un,
Acolo stație de autobuz este o stație, un loc de oprire neavizat, pentru că... Eu știu bine și de asta vă spun că nu sare niciodată. Deci la venire din Pomănești, Pămănești, acolo... Da, am așa o stație, dar acolo nu este dat. Nu, eu știu, da. E drum național, e curva și ce acolo nu este avizat, da. Și un alt aspect care vreau să-l supun atenție dumneavoastră este în ultima perioadă am avut o discuție cu niște cetățeni din cartierul Sălătrup, care își exprimă nemulțumirea pentru faptul că sunt atâtea cavalinie lăsate în zona aia verde, fără supraveghere. Mai mult de atât, nemulțumirea vine din partea unora cu privire la faptul că le-ar fi adus la cunoștință unor lucrători de la poliția locală, iar răspunsul, știți, care a fost, nu puteam să-i facem nimic. Da, nu e un răspuns corect, da, pentru că avem niște hotărâri de consiliu care reglementează circulația animalelor libere, așa pe... Da. Deci, personal, voi avea o discuție cu cei de la poliția locală și... Vreau să vă cer din astăzi. Aveți o discuție personală. Prin să le spuneți, plecăm de la o modificare, nu? Identificăm, am pui cavalina... Avem hotărâri de consiliu care spune clar ce se întâmplă, ce trebuie să facă colegii noștri, în momentul în care găsesc... Eu vă spun că asta... De la cetățenii, asta rezultă de acolo. Mulțumesc. Iar în final știți ce a zis, bă, degeaba, spune de ani de zile. Nu, nu e așa. Să iau măsuri, s-au luat, să iau în continuare. Nu, da. Amen să dau. Amen să dau. Domnul primar, nu trebuie să-mi spuneți mie lucrul ăsta. Da. Sau, eu știu că se mai iau și măsuri, dar trebuie făcut ceva ca cetățeanul de acolo să-și dea seama că s-au întreprins niște măsuri și s-a stopat fenomenul. Aia. Cu siguranță. Și nu mai atât. E drumul care merge către baraj și e bine vară, în zona turistică, sunt o groază de mulțimi și de turiști care ne vizită localitatea și nu cred că e un aspect urmăcut. O să... Da. Chestia este că zic că unii au înțeles, alții nici nu vor să înțeleg. Eu cred că fiecare trebuie să înțeleagă că animalele nu stau acolo, la Sălătruc este o regulă și noi discuția asta am avut-o de mai multe ori și domnul Bala și... E o regulă și mă adresez încă o dată pe această cale celor care au animale la Sălătruc și le lasă libere pe stradă, că vor primi sancțiuni maxime în perioada următoare. Pentru că noi am epuizat partea asta de a ne ruga, de a-i face să înțeleagă că animalele trebuie păzite. Se pare că măsura coercitivă e mai eficientă decât bunul simț. Dacă mai sunt și alte întrebări? O singură întrebare, dacă tot suntem la Sălătruc. S-au făcut niște gropi foarte mari și nu se poate trece de loc, nu se poate interveni cumva. O să facem, niște plombări acolo, dar minore, pentru că noi avem la Sălătruc, avem în licitație extinderea canalizării. Acolo va fi spart tot. Și de asta am... Da? Deci vom face niște plombări, te rog să-ți notezi, niște plombări, că sunt câteva locuri care sunt mai... Da. Da? Și eu sper că acum se depun până pe 2 iunie din nou. A fost scos o dată la licitație în februarie sau în ianuarie, nu s-a înscris nimeni. Acum se pare că se vor înscrie și imediat cum se finalizează procedura de licitație, sper să și înceapă lucrările de canalizare. Deci acolo va fi o întreagă aventură în următoarele luni. Avem și canalizare și rețea de apă, modernizare și... Dar până atunci mergem cu plombele astea, că știu și... Dacă mai sunt și alte... Da, eu aș mai avea... Vă rog. Știu că a fost o intervenție pe strada forestierului din partea Crabului și nu prea au lăsat chiar acolo la intersecția cu Davio Pan, acolo. Nu prea au lăsat cum au găsit drumul și intrarea la... Exact ce spuneam eu de proiectul ăsta de intervenție, da? Pentru că vin, sparg, au plecat și spune, domnule, da, ai garanție acolo. Deci, a adus în discuție și domnul consilier Ghiță. Te rog să vezi, să am luat deja măsuri, da? Așa, și trebuie la fel să mergem cu niște sort acolo. Nu, trebuie să le dăm amendă la ea, pentru că ei trebuie să-și repare ei. Deci le dăm amendă, avem în hotărârea de consiliu amenzi. Nu se poate intra, sunt doi cetățeni acolo care ne-au spus nu putem intra cu mașini sau ceva, dacă vrem să intrăm, nu putem intra. Și deci mai vine voie și... Noi, da. Și dacă nu le dăm amendă, pentru că... Da, este vorba despre avaria mare, domnule. Nu, și ce? La Popasul.
acolo. Avaria mare, mare. Și ce, dar trebuie să facă cum deci a fost. Acolo a fost săpătură, s-a lăsat terenul și trebuie să mai intervenim. Și mai este o problemă tot acolo, dacă ați putea monta o lampă. Unde tot la David Pan? Tot acolo, pe colț, e aceeași problemă cu cei care nu sunt conform legii. Și ar mai fi o problemă ridicată de un cetățean din Păgubeni, știți despre cine este vorba, referitor la taxa specială de gunoi și la aceeași discuție, dacă... Prefer să nu mai discut, pentru că am discutat o jumătate de an, un an. Este vorba de Simion Neculae, da? Da. Reamintesc povestea cu domnul Simion, nu este de acord să plătească taxa de gunoi pe firmă, că nu vrea dumnealui. În instanță nu vrea să plătească, nu acum, nu a vrut nici în 2019, nici în 2020, nu știu, povestea din urmă. Ne-a dat în instanță, a pierdut... Avea de plată, cred că 500 de lei gunoi și cheltuielile de judecată au fost 3.000 de lei. Regula este valabilă pentru toată lumea. N-avem preferințe la unii și la alții nu. Am spus foarte clar și repet, cei care nu vor să plătească taxa de gunoi, la firmă trebuie să vină cu documentele de radiere a firmei, că nu e activ, că nu... Și nu avem nicio treabă. Am avut cetățeni care au înțeles, au avut activitatea suspendată, ne-au adus de la Registrul Comerțului că e suspendată, n-a plătit. Dar atât timp cât firma funcționează, cât are încasări, cât are angajați, de ce să avem un regim preferențial pentru unii și pentru alții nu? Toată lumea la fel. Deci, din punctul meu de vedere, eu n-am ce să comentez, nici ce spune unul sau altul. Avem niște reguli, niște hotărâri de Consiliu aprobate, care sunt aplicabile pentru toată lumea și cei care nu înțeleg se duc în instanță. În instanță domnul Simion s-a dus, repet, a pierdut, a plătit în loc de 500 de lei cât era gunoiul pe un an de zile, a plătit 3.000 de lei. La fel, dacă nu este mulțumit, se poate duce în instanță și la revedere. Altceva, nu vreau să discutăm de tratamente preferențiale pentru unii într-un fel și pentru alții la fel. Da. Și cam atât. Mulțumesc. Dacă mai sunt discuții, se declară ședința închisă. Mulțumim pentru prezență, mulțumim celor care au fost alături de noi. O zi plăcută în continuare. Mulțumim, zi frumoasă.